Călin Dud, primarul comunei Luncoiu de Jos, se află sub control judiciar. Luni dimineață, procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara au descins la locuința edilului după ce o persoană s-a autodenunțat că, în urmă cu un an, i-ar fi dat edilului două drujbe. Procurorii au dispus prin ordonanțele din 21-3-2016, 18-4-2016 și 25-4-2016 începerea urmăririi penale, efectuarea în continuare a urmăririi penale și punerea în mișcare a acțiunii penale față de primarul Călin Dud, pe care îl acuză de luare de mită. Din cercetările efectuate până în prezent au rezultat probe privind suspiciunea rezonabilă că în data de 12.10.2015 a primit drept mită de la denunțătorul RN două motofierăstraie marca Ruris 190 și respectiv 500 special, achiziționate de către denunțător în data susmenționată de la SC Ruris Impex SRL Craiova, magazinul din Deva, în valoare totală de 1.300 de ron, pentru ca inculpatul în calitate de primar al comunei Luncoiu de Jos să dispună plata unei cantități de material lemnos achiziționată de către primăria comunei Luncoiu de Jos în cursul anului 2015 de la societatea comercială administrată de către denunțător, se arată în comunicatul trimis de parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara. Procurorii mai precizează că începerea urmăririi penale și punerea în mișcare a acțiunii penale sunt etape ale procesului penal, reglementate de Codul de Procedură Penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție. Cercetările continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt și stabilirii răspunderii penale.